Salutare, prieteni, Mihaela sunt și vă dau imediat câteva ponturi bune pentru vara aceasta într-o nouă ediție Summer Tips. Nu plecați nicăieri pentru că urmează să facem baie la Divertiland în gașcă mare. O să vă prezint și un concept de party foarte interesant, se numește The Fresh și au avut recent un eveniment care a strâns foarte multă lume frumoasă, iar pe final vă spun care este cadoul perfect pentru vara aceasta. Să înceapă Summer Tips! Sunteți din București și aveți chef de bălăceală, atunci mergeți la cel mai mare parc acvatic din România. Se numește Divertiland, iar eu am fost în gașcă cu Liza și cu Mircea și am testat toate colțurile parcului. Și da, aș pleca acolo chiar acum! Mircea și Mihaela, suntem noi, am venit astăzi la Divertiland asta pentru că nu am ajuns la mare să ne distrăm. Am găsit cel mai mare parc acvatic din România. Mircea mă imită, dar el nu știe ce l-așteaptă asta pentru că o să-l bag la apă, la fund. Serios? Da, o să-l pun să facă bungee jumping, o să-l împrietenesc acolo în spate cu Tutankhamon. Și da, o să își primească probabil vreo minge în cap la volei, dar așa întâmplător. Și o să mai jucăm și padbol, din câte știu, nu am mai încercat până acum și sunt curioasă. Haide să vedem așa ce ne oferă parcul acvatic Divertiland. Hai la muncă, Mircea! Hai, Mircea, hai! Hai, hai, hai! Gata cu voleiul, nu prea vă... Ba da, noi ne pricepem, nu știu, lipsa? Da, a fost un meci bun. Întotdeauna am jucat volei în 12, dar în 3 niciodată. 3 niciodată, o premieră. Unde mergem acum? La padbol. Haideți, ați mai fost? Știi ce e la padbol? Nu știu ce e la padbol. Bine, o să te surprindem. Hai! Că v-au plăcut prezentările noastre și cum ne-am distrat. Dacă aveți chef să veniți la plajă și să vă bucurați așa de atracțiile turistice ale celui mai mare parc acvatic din România, da? Vă recomandăm să veniți aici. Unde poți? Unde te duci? Uitați-vă aici, uitați-vă aici. M-am dat în slider și se vede, am filmat cu GoPro. Te-a plăcut la Divertiland? Am filmat cu GoPro, să vedeți pe ecran, marile ecrane sau micile ecrane. Cum se vede cu GoPro aici la Divertiland? Mai stai cu noi sau te... Mă duc să mă dau și în toboganul acela. Mamă, ce mare! Da, hai înainte să-i pupăm! Pa, pa! The Fresh este un concept inedit de party care reușește să se reinventeze de fiecare dată și să strângă oameni frumoși în public. Cel mai recent eveniment a avut loc la Grădina Botanică, iar atracția serii a fost Aquanaro. Vedeți și voi imagini de acolo imediat. Hello, hello! Este vară, este frumos afară, suntem în aer liber la Ialbă Verde și ascultăm muzică bună. Toate astea se întâmplă la The Fresh, iar la Summer Tips o să aflați totul despre un concept minune la care trebuie să ajungeți. Suntem la Iarbă Verde, la un eveniment foarte drăguț, muzică bună, un aer așa de festival, deși este un eveniment, nu este un festival, se numește The Fresh.
Andrei este alături de mine, îmi pare bine să te cunosc. Și mie îmi pare foarte bine. Ce găsim la evenimentele noastre? Cred eu că încercăm să fim diferiți de restul concertelor din oraș. În primul rând, publicul este foarte, foarte frumos. Locația în care organizăm acest eveniment este una cu totul și cu totul specială. După cum puteți observa, este foarte multă verdeață. De ce ați ales să veniți la The Fresh? Eu sunt fană The Fresh, adică vin la multe din party-urile lor. Un concert în Grădina Botanică e inedit. Sunt o serie de concerte pe care le organizăm atât aici în Grădina Botanică, cât și la Arenele Romane. Am organizat evenimente mari, am avut anul acesta Parov Stelar pe care l-am readus în România și Bonobo, Chet Faker, evenimente sold out care s-au bucurat de un public foarte numeros. Eu vreau să știu dacă este o alternativă bună evenimentul The Fresh atunci când nu vrei să mergi neapărat la mare sau la munte. Da, mai ales dacă e așa poziționat în, aici la Grădina Botanică, e la aer liber, am stat mai devreme pe o păturică frumos, am prins și soare și ploaie și... E o zi cu de toate. Știi, te simți așa ca la un festival cumva. La The Fresh să stai și la iarbă verde, asta așa, să-ți odihnești picioarele, presupun, pentru concerte, nu? Da, e foarte bine pentru că e o atmosferă foarte relaxată și mie îmi place mai mult genul ăsta de concert. Pe iarbă stai liniștit, poți să mai vorbești, te bucuri de muzică, e și relaxant decât să te duci între betoane și doar să sari sau ceva de genul ăsta. Deci îmi place mult mai mult așa. Avem și băutură foarte bună, avem și mâncare foarte bună aici în spate, avem burger, avem și meniuri vegetariene, avem și înghețată pentru public, avem diverse activări pe care le facem la acest eveniment, joculețe. Mă bucur că a venit Aquanar în România, aștept de foarte mult evenimentul ăsta, mi se pare super ok și locația mi se pare foarte tare. Trei motive pentru care să venim la un eveniment The Fresh? Distracție garantată, spații pe care încercăm să le găsim și cred eu că le găsim de fiecare dată, care să-ți oferă o experiență minunată, muzică și artiști foarte buni. Sper că v-a plăcut propunerea noastră, The Fresh continuă cu un concert super tare la Iarbă Verde. Voi rămâneți pe UTV pentru că o să continuăm să vă surprindem cu propuneri la fel de tari. Pa! Dacă vreți să faceți un cadou și nu știți ce să alegeți, ați nimerit unde trebuie. Asta pentru că am aflat locul de unde pleacă cele mai frumoase cadouri din București. Se numește Cărți, Dulciuri și Flori și am descoperit și care este cadoul perfect pentru vara aceasta. Prieteni, în ediția de astăzi la Summer Tips este despre cărți, dulciuri și flori. Asta pentru că ne place să citim, iar în timpul ăsta dacă mâncăm și ceva dulce este perfect și ne place să oferim și să primim flori. Așa am descoperit un loc foarte drăguț, un loc interesant, inedit, care ce face? Face cadoul perfect pentru o persoană dragă vouă. Așa că astăzi la Cărți, Dulciuri și Flori o să realizăm un cadou perfect pentru vara aceasta. Ioana, mă bucur să te cunosc. Bine. Felicitări pentru acest loc minunat, plin așa de flori, miroase excepțional, deci mirosul îmi pare rău că nu puteți să-l simțiți dincolo de cameră. Cum ți-a venit ideea să creezi un concept atât de inedit, cărți, dulciuri și flori? Foarte simplu, pasiunea. Totul se rezumă la pasiune și de acolo pornește totul. Cu o foarte mare determinare poți să construiești ceva frumos și care să dăinuie în timp. Așa a pornit Cărți, Dulciuri și Flori acum 4 ani de zile, dintr-o pasiune, din dorința de a face ceva ce îmi place și cererea atunci pe piața noastră era de a avea un cadou altfel, un cadou aparte. Și componența acesteia a fost una inedită, o carte, un desert și un buchet cu flori, toate pregătite de noi. Cine le alege? Le alegi tu sau cel care face comandă? Eu împreună cu echipa mea. Luăm un exemplu clar, dacă tu ești clientul Cărți, Dulciuri și Flori și ne contactezi, atunci noi te întrebăm, cui dorești să trimiți cadoul? Și avem în vedere câteva criterii. Vârstă, sex, ocupație, hobby. Și atunci îți creionăm un cadou. În cazul în care tu știi exact ceea ce vrei să oferi, noi oferim ceea ce tu vrei. Dar în mod normal să spun că 80% din cazuri clienții merg pe mâna noastră și pe recomandarea noastră. Ce se cere? Deserturile în primul rând. Apoi ca și flori putem merge pentru doamne...
gama este foarte variată, însă pentru cadourile pentru bărbați avem în general plante. Iar la cărți foarte ușoare. Cărțile de vară, cărțile de o zi și cele de tot ce înseamnă motivație. Astea sunt în trend de vreo 2 ani de zile. Unde se pot livra produsele? În București sau și în alte zone din țară? Preponderent în București. Noi le livrăm personal pentru că sunt produse care sunt perisabile, iar atunci trebuie avută grijă cum se transportă. Și avem un pachet special pentru țară, format tot așa dintr-un buchet de flori, ceva dulce și o carte, produse care pot fi livrabile și neperisabile. Așa cum ți-am propus la început, provocarea noastră este să ne prezinți care este cadoul perfect pentru vara aceasta. Am ales niște flori în nuanțe pastel și ușor colorate și vii pentru vară, pentru zilele însorite și călduroase de vară și vesele. De asemenea, un tort foarte răcoros cu spumă de ciocolată albă și zmeură și o carte și cromatica pe care am ales-o este una potrivită, toate merg în aceeași zonă. Se numește Elixirul Dragostei de Eric Emanuel Schmidt și am ales cartea aceasta pentru că dragostea este la ordinul zilei. Love is in the air. Love is in the air. Summer love. But you gotta be there for me too. Bichetul este din trandafir și... Avem mai multe flori, trandafiri, eucalipt, lisiantus, mac, flori de mac. Acesta este de fapt stilul nostru, al buchetelor lejere, texturate, naturale, ușor dezordonate, dar aranjate în același timp. Care a fost cea mai inedită cerință, așa, nu știu, un inel sau... Nu, a fost o cerință... Undeva prin iarna anului trecut, un domn a sunat, n-a fost limită de buget, a spus, văd ce faceți, îmi place ceea ce creați, imaginația este a voastră, sky is the limit, deci faceți ceea ce vreți voi. Și atunci a fost foarte la îndemână pentru noi să creăm un cadou. Și pot să-și spun și cadoul. A fost un cufăr foarte mare, plin de flori, abundență de flori. Am introdus acolo clar un tort și o carte. Dar a fost un cadou foarte, foarte frumos și impresionant, trimis clar către soția lui. Cum te abții să nu guști așa? Nu mă abțin. Ne-am pregătit să livrăm pachetul, vom ambala tortul, nu? Da, vom ambala tortul. Păi, pe mine m-ai convins, sper că v-a convins Ioana și pe voi, sper că v-a plăcut ce am făcut noi aici, pentru că o să revenim, promit. Prieteni, Summer Tips se încheie aici. Sper că v-au plăcut propunerile noastre. Voi nu plecați nicăieri, rămâneți pe UTV pentru că vara asta, it's all about you. Mm. Mm.